Hello, hello, dragi prieteni! O nouă duminică, o nouă emisiune fără mănuși și de data aceasta am ajuns în casa celui mai sexy și celui mai cunoscut dansator din România, Cornel Păsat, o zi din viața lui. Haideți să vedem cum își petrece acest zeu al dansului o zi din viața lui. Vom bate la ușă, că așa este frumos, să vedem cum suntem așteptați. Oh, bună! Tu bine ați venit! Ești Cornel Păsat? Nu! Nu este Cornel Păsat, este soția lui Cornel, este Bianca. Bună! M-am prins fix când găteam. Păi, când, eu speram să-l găsim pe Cornel la Bustu Gol când gătea. Ah, deci Cornel... Ah, încă, hai! Pe Cornel l-am găsit antrenându-se și a avut dreptate, Bianca este la Bustu Gol. Bună, Cornel! Hello, hello! Da, eu sunt curioasă, așa te antrenez cu mereu la Bustu Gol? Ha, bine ai venit! Bine te-am găsit! Da, la Bustu Gol. Spațiu din timpul sperdite în confortul casei tale să faci și antrenament la Bustu Gol. Bine, și asta, antrenament la Bustu Gol. E mai lejer. Asta urmă să spun eu acum, cât de bine este să ai totul la botul calului, cum ai zis tu. În primul rând, mamă, ce casă mare ai, vreau să-ți spun, pentru că văd că le ai pe toate aici și cred că este foarte confortabil pentru tine, nu? Să nu te prea miști așa în stânga și în dreapta. Totul s-a întâmplat, știi, adică în perioada pandemiei a venit și ceva bun până la urmă. Automat. Obligat, forțat, a trebuit să improvizez. Adică s-a dus sala, s-a dus repetiție, nu mai aveam unde să țin activitățile mele cotidiene. Uh-huh. Și a trebuit să improvizez cumva, noroc că am avut spațiul acesta, pe care l-am transformat în sală de repetiții, studio foto. Eu sunt curioasă. Aici își face Bianca antrenamentele personale, filmări, am o croitorie acolo. Oh, ce bine, am și ceva de croit în mașină. Imediat se rezolvă. Astăzi, ce grupă de mușchi? Astăzi fac trenul superior, pentru că am rămas în specificul ăsta, datorită faptului că am mai multe antrenamente, am fighting-ul și recuperările și dansul și așa trebuie să combin cumva antrenamentele, să lucrez o zi tren inferior, o zi tren superior, o zi fight, wow, o zi dans. Deci wow, ai vreo pauză? Ai vreo pauză? Îmi ofer pauză o dată la 2 zile sau 3 zile, neapărat trebuie să iei pauză, pentru că trebuie să-i dai organismului pauza asta esențială pentru ca el să-și poată reveni. Hai să vedem în cazul acesta cum se antrenează, arată-ne și nouă așa câteva exerciții. Păi, aici avem care... exerciții de spate care sunt relativ simple. Și vreau să... Dar ai un multifuncțional acasă, acum dacă n-ai multifuncțional, vă arăt și fără. Vreau să vedeți ce spate, deci uitați cum puteți ajunge să aveți un spate atât de perfect cum îl are Cornel Păsat, că vreau să zic, zici că ești desenat, mă băiatule, ca să zic așa... Da, ce să fac dacă mă pricep la desen? Deci, practic, dacă... Ăla a fost primul exercițiu, mai acesta. Ăsta pentru ce este? Tot pentru spate. Da, bine, care este diferența dintre primul pentru spate și al doilea pentru spate? Ei, unul trage, unul lucrează o anumită mușchi dintr-un anumit om, iar cel din altul, spatele are mai mulți mușchi, n-am să vii explic acum pe toți, dar odată ce te uiți pe spatele, o să vezi diferența cum lucrează partea de sus a spatelui și partea de jos. Da? Vă mai arăt încă un exercițiu. Mamă, dar aparatul ăsta văd că este chiar că multifuncțional, care zic eu că e foarte bun. Și ar trebui să-l aibă oricine în casă. Nu neapărat oricine, dar să am eu să vină clienți. Bianca, soția ta, spuneai că face aici antrenamente, deci practic ea are clienți cu care are cliente cu care cliente, vine aici. Da. Are fete care vin dimineața la prima oră și lucrează seara, târziu, când scapă de la muncă. Plus că sunt persoane care nu sunt foarte confortabile să mai în sală, da. Și preferă intimitatea și un cadru cât mai confortabil pentru ele. Și voi, practic, ați făcut chiar acest loc special pentru toată lumea. Da, deci hai să vedem. Am arătat o parte. Acum ce lucrezi? Acum facem un ramat dorsalii mari, practic.
Dorsale mari să-i facem și mai mari. Da. Vezi cum se întind? Asta, mă, să vă scuze, scuze, așa. Aici, da? Da. Ok. Același timp lucrează și brațul puțin. Cu câte kilograme faci acolo? Nu fac cu lucrate foarte mare acum. Pentru că avem aici. Da, urmează la meci. Ai început în pregătirea pentru meci, ai mai scăzut din numărul kilogramelor cu care... Da, da, da. Automat am scăzut din numărul kilogramelor, am lucrat mai mult explozie și viteză. Tonifiere, elasticitatea mușchiului contează foarte mult. Ce se întâmplă? Când mușchiul crește foarte, foarte mult, atunci pune foarte mare presiune pe tendon. Deci este mai benefic să-i scădem puțin din dimensiune, din volum, dar să-l tonifiem și să-l aducem la o formă cât mai elastică și cât mai explozivă. La ce vârstă te-ai apucat de dans? La 13 ani. La 13 ani ai călcat. Primul meu sport pe care l-am practicat a fost lupte libere. La vârsta de 9 ani am făcut fix aici, la un kilometru. La o aruncătură de băț. La o aruncătură de băț. Da, stăteam foarte aproape de, fiind stadion, stăteam foarte aproape. Am făcut o gașcă de băieți și m-am luat cu ei la Steaua, fără să știe părinții. A, clar, așa e cel mai bine, fără să știi. N-am făcut foarte mult timp, după aceea ne-am mutat în panduri, cumva, pentru casa radio acum, dar mai acolo era, și ușor, ușor s-au prins părinții și am ieșit de acolo. Dar am completat mai multe sporturi, am făcut și un pic de karate, am făcut și un pic de box, am făcut și un pic de judo, dar foarte puțin, adică mai mult am făcut bătaie de stradă, că atunci așa erau vremurile, eram 1000 de copii la 3 blocuri, atenția, 3 blocuri, și ne exagerez. Ce tare, ce amintire. Aveam campionate de fotbal între scara A și scara B, după aia aveam campionate de fotbal pe bloc, după aia aveam campionate de fotbal interbloc. Cât de tare! Și să nu mai spun că atâta timp cât este aglomerație, sunt atât de mulți copii, ei sunt și foarte multe conflicte și foarte multe goluri și de... Drept care, în perioada respectivă, erau destul de multe provocări de-astea de testosteron, așa. Dacă ar fi să dai puțin... Care mai, cum spunea pe vremea aia, care mai șmecher sau mai ciumec. Da, bine, acum toate chestiile astea de testosteron care la e mai... interval, așa, hai, ești la interval, care e cel mai tare de pe scară, care e cel mai tare de în bloc, care e cel mai tare de... Mergi la asta a 5-a, care e cel mai tare de asta a 6-a, care e cel mai tare de asta a 7-a. Chestiile astea acum sunt în online. Nu mai iese nimeni la interval, cum se iesea pe vremuri. Și eu aș vrea să știu dacă ar fi să dai... S-a mutat aglomerația din stradă, s-a mutat în online, da. Dacă ar fi să ai ocazia să dai cumva timpul în urmă și să-ți crești copilul așa cum ai crescut tu, ai face-o sau crezi că este mai benefic pentru el să crească în așa cum ne creștem unul copii acum? Eu sunt de părere că... fiecare dintre noi, la timpul nostru, adică și ne referim aici chiar de la comuna primitivă până trecem în istoria antică și așa mai departe, fiecare generație a avut timpul ei și farmecul ei. La fel cum a avut generația noastră cu foarte mulți copii, la fel are farmecul ei și copilul lui Trias, care face deja sport, este un anturaj activ, dar are și cunoștință, va trăi și în această lume virtuală foarte mult. Și e foarte greu să iei șansa, pentru că și eu mi-aș fi dorit să am șansa la o viață mai modernă, să am mai multe facilități. Gândește că atunci când eu eram copil, nici nu-mi imagineam că o să existe telefonie mobilă, că o să fac poze cu telefonul și că o să stau online și era ceva de domnul fantasticului. Tare. Hai să ne mai arăți și niște exerciții în timp ce mai stăm de vorbă și uite, eu așa. Știi ce aș vrea foarte mult să-mi arăți? Aș vrea să ne arăți niște exerciții de stretching pe care tu le faci. A venit și Bianca lângă noi. Mă dai o șmecher la apă mică. Hai să facem puțin stretching. Așa. Ce lucru faci? Mai ales că eu sunt... Păi eu tocmai vreau să fac spate, dar nu l-am terminat. Facem așa, demonstrativ. Bine, hai să-l întindem un pic. Nu sunt pompat. Întindem aici. Ok? Întindem. Bun. Eu sunt curioasă cum o plătești tu pe Bianca, pentru că fiecare muncă trebuie plătită și chiar dacă este soția ta, trebuie să... Ea cumpăra vacanță la Barcelona. Oh! Da, corect. Am fost cu fetele la Barcelona într-o vacanță de fete. Ați fost doar voi? Ce drăguț! Dar cum să trăiți așa frumusețe de femeie singură în Barcelona? Dacă nu se mai întorcea? Asta înseamnă dragoste, încredere. Da, corect și asta.
Bianca, tu ce, pe tine ce te învață Cornel? Nu știu, să dansezi, să ce? Mai sincer să fiu, n-ar ce să mă învețe, că îmi dau lecții la dans și la toate cele. Nu e. După 20 de ani, nu e un titlu de carte, Alexandre Dumas, dar după 20 de ani, și că a scos gheardă, știi? La început, cum îți spuneai? Domnul, bună ziua, îmi spuneam bună ziua. De ce? Noi ne-am cunoscut, eu îl salutam pe el cu bună ziua. După ce ne-ai arătat cum te antrenezi, să știi că mie mi-a rămas gândul la micul ăla dejun, care vreau neapărat. Da, sigur. Cred că deja a depășit mic dejun, cred că trebuie să ne faci prânzul. Orice! Hai, vedem. Ideea este că dacă ții fasting, poate și să-ți dau o mâncare care să... facă tranziția, știi? Pentru că perioada asta de pauză trebuie abordată cu mare grijă, adică nu mâncăm direct carbohidrați și ceva care să te dea peste cap până că ai făcut o perioadă de pauză. Bine, fasting-ul meu e de la o zi la alta. Oh, nu și mai important, mult, nu mai mult. Ce mănânci prima oară, ce bași prima oară în gură e foarte important. Uh-huh, uh-huh. Și recomand salată cu oțet din circ. De ce? Mere. Hai să-mi explici în bucătărie despre ce vorbim. Se explice tot așa. Nutriționistă. Consultanta nutriționistă, consultant nutriționist și ce fac? Tu faci ce faci și o bagi la înaintare pe da, Bianca. Da, da, da. Eu fac destule. Bărbații ăștia. Eu fac destule. Mă bat. Nu mai vorbim de treburile casnice, că zidesc, dau, reparțez, fac tot ce vrei tu în casa asta. Fac coreografie, mă la spectacole, fac emisiuni frumoase, fac multe lucruri și eu. Bine, mai vrem câțiva cornei în lumea asta. Și gătesc, să știi. Chiar. Atunci hai să gătim, hai să gătim. Până la 3.000 de lei și 231 rotiri gratuite bonus de bun venit la înregistrarea pe lasvegas.ro. Revendică-ți cadoul și nu rata distracția din online! Bucură-te de victorie cu bonusul de bun venit pentru pariuri sportive! Îndrăznește să joci pe lasvegas.ro și vei primi până la 900 de lei la primele tale 3 depuneri! Marea tombolă Las Vegas vine cu premii ce îți vor lua răsuflarea. Ai șansa să câștigi lingouri de aur, o vacanță de vis și un Mercedes-Benz E300E. Intră acum în competiție și fii unul dintre norocoși. Ești gata pentru o aventură de neuitat? Descoperă lumea întunecată a vampirilor din jocul Vampire Knight și lasă-te recompensat pentru curaj pe lasvegas.ro. Ești pregătit să devii următorul rege al câștigurilor? Fii cu ochii pe coroanele strălucitoare din Shining Crown și bucură-te de premii la cel mai popular joc pe lasvegas.ro. Next Fighter 10. Ailena Iruxandra, după ce a reușit să învingă pe Tatiana Final Boss, se întoarce în cușca Eric Sef să lupte împotriva Mihailei Andrei, care se află la debut.
se anunță un meci incendiar strâns între cele două combatante. Tu cine crezi că o să câștige? Nu rata marți, 14 noiembrie, de la orele 20, live, gratuit pe YouTube. Eric Saf, powered by Las Vegas. Bun, hai să vedem ce-mi gătești, ce ne gătești, ca să zic așa. Am să vă gătesc repede, scuze, să nu te accidentezi. Foarte important în bucătărie să lucrezi în bucătăria ta, pentru că acolo știi toate unde sunt puse, da. Și ești super mega repede. Cu ce te ajut? Că pot să fiu... hai să vedem și cum arată frigiderul. Nu, e dezastru am nebicider. Bun, cu ce te ajut? Eu caut uleiul de cocos. Baby, mai am ulei de cocos? A trebuit, dar dacă îl văd fără ochelari. De ce ulei de cocos? Hai, și pune tu acolo, că pun eu. Deci, uleiul de cocos are nivelul de ardere cel mai ridicat. Ok. Și având nivelul de ardere cel mai ridicat, este mai puțin toxic decât oricare alt ulei. Uh-huh. În momentul în care îl folosești la prăjit. Băi, bine de știut asta, da. Bine de știut deci asta. Deci ne-a venit direct cocos sau nu? Facem cu ulei de măsline. Ok. Hai, dă-mi ulei deci de măsline. Deci facem cu ulei de măsline, nu-i problemă. Da, numai în... Dar cum e cu untul? Să se folosească unt în loc de ulei? Asta adică nu-l arzi. Untul trebuie făcut... Eu de obicei folosesc coniac la... la tricotul de vită. Trebuie să folosească la plăjit. Ce fel? Unt? Unt ghe. Un ghe. E un unt, înseamnă cu untura așa un pic. Okay. La densitate, știi? Da. E foarte ok. Și gustos. Mie mi-a plăcut foarte mult. Barbie, hai lasă că fac cu uleiul de măsline. Nu știu ce a făcut. Mie vreau să vă spun că mi-a făcut cu ochiul salata asta pe care a făcut-o... A făcut-o Bianca, da? N-ai făcut-o tu? E Bianca, rețeta Bianca. Și nu are nici carne și este fenomenală și are foarte multă proteină acolo. Și miroase, deci nu vreau să știți cât de bine. Este cel mai complex aliment, cel mai bun aliment ever. Mă uite, eu o mănânc. Foarte bine. Nu mănânc carne, dar o mănânc. Chiar cum să mănânc măcar. Pentru că mi se pare că pentru ou nu moare nimeni. Adică ou este. Corect. Da, nu moare. Care să aia încă. Uite, bă. Încă nu era. Când eu am luat ou și l-am fiert, embrionul încă nu era format. Da. Știi ceva? Lucrurile astea nu le-am inventat noi, au fost de când e lumea și pământul. Eu nu mă simt vinovat altfel deloc. Acum ce fac? Banele ar trebui să treacă și ele, să mănânce numai alge și numai... Nouă, ce facem cu uleiile? Dăm niște mere? Ba, am putea! Și la tinghi la fel și... Am putea, da. Fiecare specie mănâncă conform... Da, nu știu, mi se pare că așa, animalele, să mănânce alte animale... Uleiul de cocos, da? Cocona. Și dă și o savoare. Și este bun și pentru piele. Da, na? Și poți să-l consumi și cu o linguriță pe stomac gol înainte, pentru că... Înainte de masă, pentru că este un foarte bun energizant. Îți iei energie din acest ulei de cocos. Ok, nu știam. Dacă dispare uleiul de cocos din magazine... energie. Ok, nu știam. Cum reziști eu dacă pleacă Bianca o săptămână de acasă? Rău. Pentru că ea găsește totul pentru tine. Ai, mă! Mulțumesc, iubire. M-ai salvat. Piperul roșu. Super bun. Hai să punem repede și brocoli la făcut. Am observat că tot ce aveți bio. Este piperul, e bio, untul de cocos e bio. Vai, prins vara, să vezi ce grădina are Bianca, cu castraveți, cu roșii. Să prinzi toți copacii cu fructele în ei. Oh, wow, păi nici problemă, că noi mai venim și avem la vară. Avem prun, avem cais, avem nectarin, avem cireș, avem vișin, avem păr, mere. Și avem de toate. Mai e și biscuit. Avem coacăze, avem apine, și... avem zmeură. Da, nu pot să cred. Da. Deci, practic... Și trecem la legume, avem ceapă, avem ardei, avem roșii. Ce faci aici? De ce? Aici facem o infuzie. Deci l-ai pus la abur sau? Da, gătim la abur. Atenție, nu se face foarte tare la abur, se face ardente așa un pic. Da? Ok, deci doar un precum pic pastele, da. Exact. Cât timp îl lași? El se poate consuma și natural așa, în jur de 2-3 minute. Ok. Nu mai schimbă culoarea în verde. Trebuie să fie un verde
frumos, un verde aprins și închis în același timp. Nu trebuie să se întâmple cu el verde rar, gălbui așa, ușor stafit. Când am intrat am văzut așa... Da, hai să vă arăt aici Wall of Fame. The Wall of Fame, peretele... O mică parte din Wall of Fame. Ok, să începem cu... Nu știu care, asta, cred că asta e cel mai... cel mai vechi, da, să zicem. Și este acolo Cornel între... Aici sunt între două fete, nu știu dacă poți să vezi cine e fata aia, care, cine sunt fetele. Ești la stele verzi? Ce cântărețe sunt, da, e bun. Nu știu cine sunt. Cine e blonda asta? Nu știu cine sunt. Hai, nu cred, vine mai aproape să vedem. Poate reușești tu să vezi cu camera. Asta e Bianca și asta e Andreea. Bianca și Andreea who? Bianca Păsat, uite acolo, care le pește. Nu pot să cred! Deci nu pot să cred! Nu, nu te-aș fi recunoscut într-o mie de ani. O să te îmbogățești, ce că așa se zice. Și Andreea... Andreea era colega ei de trupă, de fapt. Andreea. Ok, Andreea, da. Andelța. La stele verzi. La stele verzi, da. Aici sunt eu cu Vintilă. Aici Vintilă pe jos. Aici Doroc te ridică mâna și aici cu două fete se trag de una la acasă. Vedeți, băieți, de ce este important să ajungeți să vă bateți în ring? Aici e centura. Bine, ne-am dat centura jos, am pus-o în tablou așa. Ok. Și ducem mai departe. Aici îl avem pe colegul tău, domnul Ionuța tot din RSI. Oh, nu pot să cred când avea păr. Avea un... Nu știu dacă reușesc să-l prinz aici pe Ionuț când avea păr. Păi nu știu dacă avea așa mult păr nici atunci. N-avea nici atunci, dar... Mai avea un pic, da. Era simpatic. Arătăciți în Panama. Da, arătăciți în Panama. Dacă dai focus aici, uite, brățara de imunitate și brățara de... apropo de cerebel, că mă tot certam eu cu lumea și nu înțelege lumea, o să votau, să vedeți cât de urât în jură. M-a jurat de mama, total la iure, adică mama ce i-a făcut? N-am înțeles. Eu cred că asta cu juturile de mamă. Cine te-a făcut să te... în fine, o să vă arăt eu lucrurile astea pe internet. Cert este că am ajuns din cauza lui Cerebel pe insula condamnaților. Am ajuns la eliminare, mi-am câștigat imunitatea, că ei vreau să mă dea afară dintr-o copilă. Vreau să mă scudă direct. Știi cum se întâmplă la jocurile astea de obicei? Că e cel mai puternic din echipă, pe ăla pun toți ochii și vor să-l dea afară, să scape repede de el. Da. Și cumva taci toată lumea se bucură când doi se ceartă, tatăl trace că și mie îmi place și hai să scăpăm de lider. Că după aia ne mai ușor drumul spre premiul cel mare. Așa. Și bineînțeles că am scăpat de Cerebel și toată lumea zicea, domnule, că cel mai tare Cerebel, că cel mai bun. Păi dacă era cel mai bun, de ce n-a câștigat mai imunitatea? Și a ajuns să treacă ultima găină din gostat. Ultima, adică l-au bătut și Silvia, l-a bătut și Ramona. A rămas el și cu Iasmina în spate. Dar tu mai ai vreo... Și vine acum și de declarație în ziar. Domne, eu sunt supraviețuit. Ce supraviețuitor, mă, că ai plecat după două săptămâni acasă, ciuruit, muște, lași că n-ai mai putut, ai văzut că te bat dimineața la prânz și seara, cum vreau eu, din orice poziție. Și când ai ți-ai dat seama că ești în plus acolo, te-ai cert acasă. Ce supraviețuitor ești? E doar un papagal cu gură mare care minți în continuu. Și bineînțeles că imediat după ce am terminat cu el și am împachetat frumos și l-am trimis acasă, am urmat următorul joc, asta vreau să vă spun. Noi am plecat, că am ajuns din cauza lui de pe insula Paradisului, pe insula Condamnației, unde n-aveam nimic de mâncare. Și cum a plecat domnul Cerebel acasă, s-a văzut transformarea. Echipa a luat-o vertiginos în sus. Eu am devenit organizator la pizza proba asta aici în apă și are câștigat insula Paradisului. Și după aceea am desfințat, tot sub comandarea, am desfințat echipa galbenă. Și a rămas doar echipa albastră și echipa roșie. Și am ajuns aproape de finală. Atenție în jocul ăsta. Bun! Bun. Hai să vă arăt și splash-ul. Splash, vedete la apă. Aici drăghia mi-a făcut o manevră. Eu am fost la prima ediție. El și ce a făcut? Eu am făcut salt jumate contră de la 10 metri. El, ca să fie el mai cu moț, și-a pus un cerc acolo de la platformă. N-a luat mult, un 30 de centimetri, 40 de centimetri, dar s-a urcat un pic mai sus. Ca să fie el mai cu moț. Bine, acum noi știm că el da bazinul de la 23 de acolo, de la Via Manoliu, bazinul de not cu bazinul de sărituri sunt unul lângă altul, treci pe într-o ușă. Îți dai seama că se plictisea la câte ture a făcut el prin bazinul ăla de not și fugea repede la ăștia la sărituri. Și a exersat mult acolo, domnul. Nu, bine, plus că Vladimir are istoricul lui în not. Are not, da, și a făcut în not, în fine, nu mai contează.
dar moftică în... În fine, aici am un sincron perfect. Uite-te și tu, eu și cu Marian Drăgulescu, în oglindă. Da, uite, acum ai ocazia și să... Și uite ce și cu Marca. Și da. Am văzut-o și aici pe ei, sunt Bianca, da? Da, Bianca, aici, aici e la naționale, wow. La Vârnă. Aici este la mondiale, la încălzire. Și asta e medalia de la mondiale. Și asta sunt o parte din medaliile ei de la naționale. Mm. Un secret, a concurat și pentru Austria. A fost împrumutată în România, să concurze pentru Austria. A, pe bune? Se ridice și voi puțin. Ce tare, da. Ce tare. Așa, să-ți arăt și medalie de aur și gata. Medalia de aur cu Naționala Artiștilor în 2014. Medalie la fotbal. La fotbal, da, Naționala Artiștilor Fotbaliști din România. Aici am jucat în echipa internațională a lumii, artiștilor, bineînțeles. Wow! Cu deci, versus Rusia, da? Da, 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 versus Rusia. Rusia. Moscova 2013. Uh-huh. În 2013 am câștigat argintul, în 2014 am luat aurul, în 2000, aici nu mai știu ce scrie, că nu văd. 15. În 2015 am luat bronzul, 2016 bronz și în 2018 am revenit din nou și am cucerit aurul. Și mai avem un aur câștigat, astea toate au fost pe teren de 11 la 11, pe teren mare. Okay. Și mai avem un aur pe teren de 7, în Iran. Dragi prieteni, după ce am văzut cum se antrenează Cornel Păsat și după ce am văzut care este alimentația, cum este bucătăria lui Cornel Păsat, ce credeți că urmează acum? Urmează un moment pe care cred eu că îl așteaptă toate fetele, cel puțin eu îl aștept. Mai exact, să vedem cum se antrenează Cornel și băieții lui pentru momentele de dans, de striptease. Așa că haideți cu mine, mergem sus din nou. Și cred eu că vom găsi băieții la treabă, că aud aici așa niște piruete, niște chestii, cred că se fac niște chestii și cred bine că se fac niște chestii. Bună, bună! Doar că să știi că eu le-am promis fetelor că băieții vor fi la bustul gol, ce facem? Păi vine și momentul ăla. V-am promis că o să fie la bustul gol. Vine și momentul ăla în care o să-i trebuie la bustul gol, dar momentan facem puțin studiu de mișcare. Așa. De mișcare și băieții și reamintesc și ușor coreografia. Pentru ce vă antrenați acum, fete, Cornel? Pentru fete, pentru doamne și domnișoare. Ce urmează? Nu știu, ce spectacol important? Aveți ceva de Revelion? Da, noi acum ne pregătim de Crăciun și de Revelion. Avem spectacol specific de iarnă, cu Sexy Crăciun, Sexy Santa, Frosty the Snowman. Ok, aș vrea și un Sexy Santa. Avem și... Crazy Grinch. Oh, cine este Grinch? Surpriză. Care dintre voi trei este Grinch? Păi sau nu este Grinch? Care are față de Grinch? Mike sau Gio? Gio, nu. Da? Tu ești Grinch? Nu, nu. Ce vrei tu? Da. Ok, deci... Da, urmează spectacol de Crăciun. În general, se lucrează multe corporate în perioada asta. Foarte multe firme au petreceri. Un spectacol deosebit, adică nu banal. Bun, păi zic să dăm drumul puțin la muzică și să le facem o surpriză fanelor RXF, da? Okay. Și hai să vedem, să-l vedem pe Cornel Păsat și echipa de băieți în acțiune, ca să zic așa. Ia să vedem dacă mai știm să ne mișcăm după. Hai. Că acum a rămas mai tot. Da, numai pe pumn, numai pe... Bineînțeles că m-au luat căldurile cu băieții ăștia frumoși care mi-au dansat. Dragilor, voi spune stop filmare, fiindcă trebuie să merg și să mă răcoresc puțin. Du-mă la gheață.